Un control de rutină al polițiștilor rutieri din Mangalia s-a transformat într-o cursă de urmărire încheiată tocmai pe podul de la Agigea, după ce oamenii legii au fost nevoiți să tragă un foc de avertisment în plan vertical. Era ora 8 dimineața când un bărbat din București venit pe litoral, cel mai probabil pentru mini-vacanța de 1 mai, a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a pornit într-o cursă nebună pe șosele. Polițiștii au pornit imediat în urma bolidului de lux marca BMW serie 3. Șoferul a ignorat semnalul polițiștilor și a demarat într-o ambar. Conform acțiunilor specifice ale poliției, s-a încercat oprirea lui în prima fază pe raza localității Eforia Nord, unde un baraj din auto speciale de poliție și o motocicletă a încercat să-l oprească. Șoferul a forțat acest baraj, a zgâriat ușor o autospecială a poliției și și-a continuat drumul în mare viteză către municipiul Constanța. Pe podul de la Agigea, un alt baraj format din polițiști a reușit să-l oprească. A fost nevoie de executarea unui foc în plan vertical cu armamentul din dotare, fără a rezulta victime sau pagube materiale. Bărbatul în vârstă de 40 de ani a fost imobilizat și condus la sediul poliției Mangalia pentru a fi testat pentru consum de alcool și substanțe psihoactive, dar și pentru audieri. Acesta a refuzat testarea la spital, iar procurorii constanțeni au cerut punerea sa în arest preventiv pentru 30 de zile. Șoferul are permis de conducere valabil, iar toate actele mașinii sunt în regulă.